Astăzi se scrie foarte multă literatură, se scrie poezie cu nemiluita, se scrie proză, rețelele de socializare sunt pline de autori, ceea ce este foarte bine, cred eu, doar că uneori trebuie să facem deosebire dintre ocupația literară ca hobby și ocupația literară atunci când te consacri, atunci când literatura nu-ți dă voie să taci. Literatura nu îi permite să fie indiferent nici scriitorului Nicolae Popa, cel care a obținut premiul Constantin Stere, oferit de Ministerul Culturii. Printre cele mai recente cărți semnate de autor este antologia de proză scurtă Vidra în apele cerului. Fiind legat și de Constantin Stere, care a fost în primul rând prozator și activist politic, bineînțeles, această antologie de proză scurtă vine parcă să justifice într-un fel premiul. Sunt proze scurte scrise de mine între romanele Cubul de zahăr și Avionul mirosea pește, proze scrise pe după 1990 până prin 2000 și o ultimă proză care aici este scrisă mai recent. Nicolae Popa este mândru de scriitorii din generația sa și de după, cei care se fac auziți și peste hotare. Este uimitor pentru mine că în ultimii ani reușesc ai noștri să răzbată în Europa. Mă bucur foarte mult când aud de Tatiana Țăbuleacu un mare premiu la Consiliul Europei. Sunt cu alte autoare, Lorina Bălteanu, acolo a fost tradus în franceze. Talentul lui Nicolae Popa se manifestă nu doar prin scris, ci și prin arta plastică. Desenul și pictura sunt o formă de terapie, iar tablourile se împletesc perfect cu versurile poetului. Desenam încă din școală și pe atunci, dar scrisul venise prea intens peste mine. Pe mine mă ia înainte meditația. Pentru mine e suficient să desenez un copac sau o casă sau un deal, o floare. Pentru mine este important să pun totul într-un context, să aibă și alura asta, meditația viziunilor de perspectivă. Aprecierea din partea Ministerului Culturii este o dovadă în plus că în viață trebuie să faci ceea ce îți este mai aproape de suflet. Premiul Constantin Stere în domeniul literaturii se conferă scriitorului Nicolae Popa. Nu e vorba că, uite, ai luat un premiu. La un asemenea nivel, când ești apreciat, îți dai seama cât este recunoscută cumva oficial valoarea. Și asta contează. A fost cu adevărat o surpriză, nu m-am așteptat în niciun fel. A fost apreciat în primul rând cartea apărută în 2023, Înzecit, și o carte la care țin foarte mult. În afară de diplome și aplauze, pentru a fi împlinit, un scriitor mai are nevoie de liniște, de o stare așa în care se poate fi liber, să spună ce are de spus, uneori mai și greșind, și la doilea rând să știe că totuși este cumva citit, că nu rămâne în aer ceea ce face.